Iată-l pe Siloan Atonitul care vorbește, care vorbește cu Dumnezeu față către față, vorbește față către față, și deodată ajunge la părăsirile de Dumnezeu până acolo până unde satana se strecoară mintea omului și spune Dumnezeu nu există, degeaba te rogi. Și avem mulți din ăștia, slavă lui Dumnezeu. Dar iată-l pe Siloan Atonitul care ne arată că această etapă este necesară în viața tuturor oamenilor tocmai pentru un motiv. Pentru un motiv. Călirea duhovnicească și unirea totală cu Dumnezeu. Adică, te lasă Dumnezeu să te rogi și nu te aude. Te lasă Dumnezeu să strigi și nu te bagă în seamă. Te lasă Dumnezeu să-L cauți și nu să arată. Te lasă Dumnezeu să dorești de El și nu spotolește dorul. Te lasă Dumnezeu să arzi El și te ține rece ca gheața. Oare n-ar de inima noastră pentru dânsul când ne vorbesc scripturile pe cale? Ia să mergem la Ioan Botezătorul când era în temniță la Irod, că vorbim de acest mare om care astăzi s-a născut. Și la un moment dat, în momentul de cumpănă și de verificare a lucrării Duhului Sfânt din el, ce face Ioan Botezătorul? Întâi mustră păcatul Irodiadei și a Salomeii cu dansul lor și cu dezmățul lor și cu curvăria lor cu cumnată sau acolo incestul ăla între cumnată și cumnat. Nu se cade ție să iei pe femeia fratelui tău, Filip. Îl duce în temniță, iar pe când îl duce în temniță, noi nu putem vorbi de părăsire de Duh Sfânt, ci de verificare cu Dumnezeu. Vin ucenicii la Ioan, îl cercetează la temniță și Ioan le spune, mergeți și întrebați, tu ești sau pe altul să așteptăm? Oare cum putea pune Ioan asemenea întrebare? Și cum ar fi pus Ioan o asemenea întrebare când el i-a pus mâna în creștet și el este acela care l-a văzut pe acela peste care Duhul Sfânt va coborâ și va sta pe capul lui cerurile deschise și Duhul Sfânt în chip ca de porumbel. Deci nu era clar că era Fiul Dumnezeu, n-a auzit Ioan glasul de tunet, acesta e Fiul meu iubit pentru care am binevoit pe el să-l ascultat, ba da. Dar era verificarea lui Ioan pentru sine, ca om pus în temniță, neînțelegând taina temniței, totuși Dumnezeu are putere asupra păcatului. De ce păcatul predomină și sfărâmă lumea? De ce păcatul predomină și distruge societatea? Și iată că în clipa următoare, când ucenicii ajung la Hristos, răspunsul nu e unul din ăla în care să se spună, da, du-te și spune lui Ioan, fiu Fiul lui Dumnezeu. Spune-ți lui Ioan că orbii văd. Deci asta este un fel de, dacă vreți, un fel de prorocie. Cât ești orb, n-ai ce să vezi. Știopii umblă, cât stângăcești pe cărarea Evangheliei, n-ai să mă găsești. Leproșii să curățesc, cât ești plin de tot felul de bubuțe și păcate, de tot felul de cicatrici ale poftelor tale personale, n-ai să mă vezi. Demonizații se izbăvesc, adică diavolul fuge din om prin poter, nu mai sunt niciodată. De mine haină luminoasă, cel și îmbraci cu mine ca și cu o haină. Și iată că tocmai acest răspuns, adus înapoi în temniță, că pe când deja capul lui Ioan era pe tipsie, va fi pentru apostol reperul pe mai departe, așa cum apostolul Pavel va și spune, nu eu trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Deci era și vedea, și auzea, și mergea, era curat și de lepră, era curat și de orice boală sau neputință. Pentru că spune Pavel, de câte ori mai scrie o epistolă, vă scriu din lanț, sau vă scriu din libertate, sau vă scriu din neputințele mele, pentru că suferea și el și era bolnav, avea și el, cum spune acolo, boldul satanei stă în mine, încă sunt om, încă sunt purtător de trup, mă tulbur, greșesc. Au fost între apostoli mici dispute, deci apostolii n-au purtat cu ei perfecțiunea Dumnezeirii, ci au purtat revelația Dumnezeirii și au dus-o mai departe, mergând învățați toate neamurile câte v-am spus vouă.